Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. Bucovina, regiune istorico-geografică aflată în nord-estul României și nordul Moldovei, pământ născut din negura frământată a istoriei. Dealurile molcome ale Bucovinei se pierd în profunzimea cerului. Poieni scăldate în lumină povestesc despre sihaștrii care au viețuit aici cu sute de ani în urmă, căci întreaga Moldovă poartă în sine istoria lor și a timpului în care ei au trăit. Părăsindu-și bordeele de sub pământ, sihaștrii din această regiune au ridicat schituri modeste de lemn. Pe locul acelora sau în apropierea lor, voievozii au clădit mănăstirile de astăzi. Satul Humor, aflat la 50 de kilometri de orașul Suceava, este una din regiunile în care, pe locul unui vechi schit, s-a construit mănăstirea Humor. Era la începutul veacului al XV-lea, în anul 1400, în vremea domniei lui Alexandru cel Bun. Primul ctitor al acesteia a fost Ioan Vornicul. Nu se știe exact până când a funcționat această mănăstire și nici în ce împrejurări a fost distrusă. Mărturie existenței ei stau doar aceste crâmpeie de ziduri. În anul 1530, în timpul domniei lui Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel Mare, mănăstirea Humor este reclădită din temelii, însă la 200 de metri distanță. Pisania, săpată în piatră, amintește că acest ansamblu monahal este ctitoria logofătului Toader Bubuiog și a soției sale Anastasia. Ei se află înmormântați în gropnița bisericii. Deasupra pietrei funerare, chipul Anastasiei este pictat în tonuri strălucitoare, pe fond albastru, așezată în poziție de prosternare în fața Maicii Domnului. Pe peretele opus, cripta logofătului Toader Bubuiog, în care acesta se odihnește, pictat și el aici, închinând ctitoria sa Mântuitorului Iisus Hristos. Pictura murală din interiorul și exteriorul bisericii este realizată de Toma din Suceava împreună cu meșteri ai școlii înființate de el. Tematica iconografică din Naos înfățișează cina cea de taină, împărtășania apostolilor, ciclul patimilor, drumul crucii. Întreaga biserică este copleșitoare prin multitudinea scenelor pictate aici, în tonalități rafinate, de o profundă expresivitate. Pictorul s-a întrecut pe sine în încercarea de a dărui posterității aceste reprezentări ale creștinismului universal. În anul 1975, mănăstirile din nordul Moldovei, care sunt pictate în exterior, au fost incluse în patrimoniul UNESCO, pentru ceea ce reprezintă ele ca valori artistice, culturale și istorice universale. În Naos este pictat voievodul Petru Rareș împreună cu soția sa, Elena Doamna, în timpul cărora s-a construit această mănăstire. Mii de pelerini vizitează anual mănăstirile din Bucovina, atrași de faima acestor picturi murale exterioare. Fresca de la Humor este cea mai veche de acest tip din România. Temele iconografice sunt inspirate din istoria creștinismului. Ele sensibilizează privirea și sufletul pelerinilor prin însăși vechimea lor morală și fizică. Minunile Sfântului Nicolae ocupă un spațiu extins pe acest perete al bisericii. Timpul scurs de la pictarea bisericii a făcut aproape ilizibilă această reprezentare a scenei Asediul Constantinopolului.
Pictorul Toma din Suceava este pictat aici, având înfățișarea unui călăreț care apără cetatea Constantinopolului. Între anii 1972-1974 s-au executat lucrări de restaurare a picturii murale în interiorul și exteriorul bisericii. Chiliile care înconjurau lăcașul erau locuite de călugări. Turnul de apărare, precum și zidurile ce înconjoară astăzi incinta, au fost construite în anul 1641 de Vasile Lupu, domnitorul Moldovei. Aceste ziduri groase de fortificație demonstrează vremurile grele pe care le-a traversat întreaga Moldovă. Toate anexele mănăstirii au fost distruse în anul 1653, în timpul invaziei cazacilor lui Timuș Hmelnitski. Ca și la mănăstirea Putna, aceștia au jefuit și incendiat totul în calea lor. Biserica s-a păstrat însă întreagă. Mănăstirea Humor a fost populată de monahi până în anul 1775, când Bucovina a fost anexată Imperiului Austro-Ungar. 10 ani mai târziu, în 1785, biserica mănăstirii devine biserică parohială pentru satul Humor. Călugării s-au risipit în direcții necunoscute. În anul 1991, mănăstirea se redeschide și reintră în circuitul firesc al monahismului românesc. Viața de obște aparține unor călugărițe tinere, care îmbină într-o simbioză perfectă rugăciunea cu munca. De-a lungul pârâului Moldovița se întinde localitatea Vatra Moldoviței. Una dintre cele mai vechi și mai frumoase așezări călugărești din Bucovina se află aici. Între anii 1402-1410, voievodul Alexandru cel Bun ridica aici prima biserică de piatră cu hramul Buna Vestire. Ea a funcționat ca mănăstire de călugări peste 150 de ani. Datorită unor ploi torențiale, tot ansamblul monahal a fost distrus. În anul 1532, Petru Rareș construiește la 500 de metri distanță de ruinele primei ctitorii, actuala biserică. El păstrează hramul celei dintâi, Buna Vestire. Până în anul 1775, când întreaga Bucovină cade sub ocupația habsburgică, Moldovița a funcționat ca mănăstire de călugări, cunoscând o perioadă de maximă înflorire culturală și spirituală. În partea de vest a incintei se află chiliile călugărițelor care viețuiesc astăzi aici, căci la Moldovița, după anul 1932, an în care este reluată activitatea monahală de aici, mănăstirea este transformată în chinovie dmaici. În partea de nord se află Casa Stăreției, construită între anii 1610-1612 de către episcopul Efrem de Rădăuți. Aici a funcționat o școală de copiști și miniaturiști înființată din porunca domnitorului Petru Rareș. Voievozii Moldovei vor fi căutat să imprime ctitoriilor lor cele mai reprezentative momente ale frumosului divin, pentru că ei închinaseră lui Dumnezeu toate averile personale, transformate în opere de artă, biserici și mănăstiri. Așa va fi făcut și Petru Rareș, aducând la mănăstirea Moldovița meșteri vestiți care să împodobească zidurile bisericii cu picturi de o frumusețe care a depășit timpul și granițele României. El a chemat aici pe același Toma din Suceava, cel care deschisese la mănăstirea Humor epoca bisericilor pictate în exterior din Moldova. Tradiția picturilor murale exterioare a bisericilor a fost introdusă pentru prima oară în secolul al XIII-lea în Franța, la mănăstirea Saint-Benoît-sur-Loire, unde scene din Apocalipsă împodobeau pereții exteriori. Apoi, tehnica s-a răspândit în Italia, Elveția, Spania, ajungând foarte curând în Transilvania și Moldova. Aici se află una din temele cele mai des întâlnite pe pereții bisericilor pictate din Bucovina, asediul Constantinopolului. Nu întâmplător, la intrarea în biserică mănăstirii Vatra Moldoviței, tema iconografică, asediul Constantinopolului, este reprezentat în cea mai mare splendoare.
ca suprafață picturală, dar și ca mesaj teologic, mesaj teosofic pe care îl transmite. Apărarea dreptei credințe în secolul al XVI-lea era ideea de bază a domnilor țării Moldovei, într-o vreme în care, pe de o parte, expansiunea păgânilor, asemeliunii, căuta să fie tot mai pregnantă, iar pe de altă parte, mișcările premergătoare reformei și apoi ceea ce însemna tendințele de întindere a mrejilor catolicismului în partea de răsărit a Carpaților. Figurile filozofilor antici sunt și ele aici. Pitagora, Socrate, Aristotel, Platon, Sofocle, Tucidide, Plutarh. Pictura exterioară a bisericilor din nordul Moldovei reprezintă nu doar expresia artistică a unei epoci, ea reprezintă un scop educativ religios pe care autorii l-au urmărit. Este ilustrația unei adevărate enciclopedii medievale de ordin religios. Picturile reflectă imaginea liturgiei cerești la care participă necondiționat toți pelerinii care vizitează mănăstirea Moldovița. Imaginile vorbesc limba universală a picturii, care încântă ochiul și spiritul. Biserica Mănăstirii Moldovița este identică arhitectural cu toate bisericile secolului al XVI-lea din nordul Moldovei. Particularitatea fiecăreia constă însă în sentimentul plenitudinii sufletești pe care îl află pelerinul pășind în aceste spații. Spații de elevare a spiritului, în care iubirea de frumos își găsește lăcaș. Predominante ale picturilor de la Moldovița împrumută câte ceva din natura înconjurătoare. Ocrul pământului, verdele ierbii reflectat pe albastrul cerului. Pictura și mediul natural de la Mănăstirea Moldovița se întrepătrund într-o perfecțiune geografică și spirituală desăvârșită. Pe văile Opcinelor Mari se află o altă mănăstire voievodală de secol XV, Voroneț. Numele mănăstirii este asociat cu Capela Sixtină din Munții Carpați. Din turnul Clopotniță, văzduhul este străpuns de sunetul celor două clopote existente aici din vremea lui Ștefan cel Mare. Trase alternativ, cele două clopote cu tonalități diferite rostesc numele lui Ștefan. Este apusul soarelui. Pentru orice mănăstire ortodoxă din România, este ora vecerniei. În mănăstiri se săvârșesc zilnic slujbele celor șapte laude. Cântările de la strană, citirea psaltirei, a unui acatist, pomenirea viilor și morților, completează tabloul integral al rugăciunii. Doamne, binecuvintează! Aceste slujbe se țin neîntrerupt în fiecare zi, tot timpul anului. Ieșiva om la lucru său și la lucrurile sa până seară, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate într-o înțelepciune făcut. Umplutul sau pământul de zirea ta mare, aceasta este mare și largă, acolo sunt târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Bine ești cuvântat, Doamne!
Pictura din Naos este realizată în timpul lui Ștefan cel Mare de autori necunoscuți. În cupola de deasupra altarului, Pantocratorul este încadrat de tetramorf cu chipul scăldat în lumina necreată a taborului. Iisus Hristos este înconjurat aici de serafimi cu multe aripi, heruvim cu ochi mulți, arhangheli și îngeri. Cei peste 500 de ani care s-au scurs de la pictarea inițială și-au pus amprenta degradării. Toate aceste reprezentări bizantine se află astăzi într-un amplu proces de restaurare pentru ca ele să poată fi admirate și peste alți 500 de ani. Anul 1488, la îndemnul Sfântului Daniil Sihastru, voievodul Ștefan cel Mare hotăra să construiască aici mănăstirea Voroneț. Ea a fost gata în 3 luni și 3 săptămâni din vara aceluiași an. Mănăstirile voievodale din Moldova aveau adesea și un rol deosebit pentru reculegere spirituală și sfătuire tainică a domnitorilor. Deci ele au jucat indirect un rol politic. Sfântul Daniil Sihastru era un sfătuitor de taine, un cunoscător al sufletului și adesea al viitorului și a fost duhovnic al lui Ștefan cel Mare. Despre împrejurările în care Ștefan cel Mare a construit mănăstirea Voroneț, cronicile timpului au consemnat diferite variante. Într-una din ele se povestește că după ce a fost înfrânt la războieni, în 1476, de către oastea sultanului Mehmed al II-lea, Ștefan cel Mare a vrut să se retragă în cetatea Neamțului. Mai înainte însă a mers la chilia Sfântului Daniil Sihastru, aflată în pădurile Voronețului. Sihastrul se retrăsese de pe Valea Vițeului de lângă Putna, aici, la locul numit Piatra Șoimului. Fiind rănit și deznădăjduit, Ștefan cel Mare l-a întrebat pe duhovnic dacă trebuie să închine țara turcilor sau nu. Daniil Sihastrul l-a îndemnat să lupte până la capăt și victoria va fi a lui. Iar după aceea să ridice aici, pe Valea Voronețului, o mănăstire închinată Sfântului Gheorghe, cel purtător de biruință. Ștefan cel Mare s-a ținut de cuvânt. În anul 1488, în doar 3 luni, biserica era gata. Pisania amintește: Io Ștefan Voievod, fiul lui Bogdan Voievod, am început a zidi acest hram la mănăstirea Voroneț în numele Sfântului și Marelui Mucenic purtător de biruință, Gheorghe. Vreme de aproape 300 de ani, mănăstirea a fost populată de călugări isihaști. Ruinele vechilor chilii în care aceștia au locuit se află aici. În curtea mănăstirii, alături de biserică și chilii, Ștefan cel Mare își construise o casă domnească în care se retrăgea uneori. Peste pivnițele de odinioară au crescut ierburi înalte. În anul 1775, când Imperiul Austro-Ungar a ocupat întreaga Bucovină, mănăstirea Voroneț a fost desființată. Din 1990, mănăstirea s-a redeschis pentru obște de călugărițe. În Pronaos, sub această piatră, se află înmormântat Sfântul Daniil Sihastrul. Pe lespede se află o inscripție: Veniți, fraților, de mă ascultați. Vă voi învăța frica Domnului, cine este omul. Picturile de la Voroneț au fost executate între anii 1534-1535, în timpul domnitorului Petru Rareș. El a adus aici pe Marcu Pristavul, autorul acestor picturi. Uh,
Omul de la baza icoanei, vedeți în centru orizontal, un om bucat, este Esei, tatăl regelui David. Din el răsare o floare ca Sfântul Potir. Și vă poftesc să băgați de seamă că toate personajele acestei mari compoziții, și sunt peste 100, pășesc pe potire de flori, mai mult sau mai puțin asemănătoare cu floarea inițială. Fondul albastru pe care se află toate aceste scene este numit de toți specialiștii albastru de Voroneț. Tonurile calde și vibrante formează un ansamblu strălucitor și o ilustrație plină de farmec. Iernile mai aspre din nordul Moldovei, dar și ploile torențiale care cad aici în timpul verilor, au spălat o mare parte din picturile peretelui de nord. Câteva registre aflate sub cornișă ilustrează scene din raiul biblic, în care protopărinții umanității, Adam și Eva, sunt înfățișați în toate ipostazele evoluției lor, de la puritatea ființială la ispitirea Evei și izgonirea celor doi din rai. Apoi, câteva teme din Vechiul Testament transmit încă mesajul lor încărcat de emoția celui care le-a plăsmuit. Cea mai importantă icoană murală de la Voroneț se află pe peretele vestic. Ea a fost executată în anul 1547 de același Marcu Pristavul. Aici este înfățișată scena Judecata de apoi. Registrul superior este rezervat reprezentării bolții cerești cu cele 12 semne ale zodiacului și cu Iisus Hristos, cel vechi de zile, care închide porțile cerului. Registrul următor cuprinde Judecata cerească, avându-l în centru pe Iisus judecător, încadrat de Fecioara Maria și de Ioan Botezătorul, de cei 12 apostoli și de cete de îngeri. În registrul al treilea se află tronul pregătirii, vămile văzduhului, spre care își îndreaptă rugile Adam și Eva. Acest ansamblu iconografic are un mesaj teosofic aparte. Vestul pe care este pictată scena reprezintă apusul vieții, timpul care moare. Întreaga construcție ștefaniană însumează numărul de aur egal cu 1,618, număr al perfecțiunii. El mai poate fi întâlnit doar la piramida lui Cheops, mormântul lui Tutankhamon și templul lui Osiris. Acest așezământ al perfecțiunii demonstrează că moartea nu este un sfârșit, ci doar un început, o trecere într-o altă dimensiune, aceea a veșniciei.